Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunteți pe canalul Frumuseții Vârste Elegante, sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Dacă sunteți pentru prima dată la canal, vă îndemn să vă abonați. Dacă vă doriți să primiți notificările fiecărui filmuleț publicat, activați clopoțelul. Pentru cei mai îndrăzneți, scriți comentarii, dați like sau dislike. Vreau să mulțumesc tuturor fidelilor mei abonați, care scriu și comentarii, care interacționează cu comunitatea și chiar mi-aș dori o comunitate sinceră, cu susținere și discuții între persoanele care sunt după 35 de ani, fiindcă canalul este axat pe programul anti-age, dar găsiți aici și filmulețe pentru copii și pentru adolescenți. Și vreau să creăm o comunitate sinceră și transparentă, unde să ne împărțim și să ne susținem cu sfaturile noastre utile. Întreb pe toți cei care i-am provocat în luna februarie să lucrăm cu zona gâtului, să ne îndreptăm zona decolteului și gâtului la exercițiile care vi le-am propus. Și să-mi scrieți în comentarii cum vă merge, ce faceți, vă place, nu vă place, ce rezultate aveți. Și încă o întrebare, dacă sunteți de acord, o să vă fac așa un bonus pe luna mai pentru voi, la început de martie, într-o lună, probabil, va fi, să mă uit în calendar, în februarie, la ce dată? La 4 martie. La 4 martie să ne întâlnim prin ferestruica YouTube-ului, cum se spune în limba engleză, live, să vorbim despre măsculiție, să vorbim despre măști. Foarte multe comentarii în privința măștilor. Și astăzi am pregătit special pentru fidela mea abonată, Dana Biro, care timp de 2 ani comunicăm și ne sfătuim. Și Dana, vreau să-ți mulțumesc pentru fidelitatea ta, pentru marea ta credință față de sfaturile care ți le dau ție personal. Și fiindcă Dana are problema petelor pigmentare, pete maronii, și în timp de acest timp am lucrat, și dacă Dana își va permite și va avea timp să scrie în comentarii ce a mai făcut ea pentru frumusețea interioară și exterioară, să ne scrie în comentarii. Și vreau să-ți spun, Dana, că sper că sfaturile mele ți-au fost utile și acum am ajuns la perioada ca să-ți sugerez. Știu că tu ți-ai făcut, Dana, te sfătui să aplici și o mască cu acid succinic, care o voi prezenta eu astăzi. Eu la fel mi-am aplicat această mască, am ținut-o 20 de minute, măcar pe tine te sfătui să o aplici pe 10 minute, să vezi cum va reacționa tenul. Poți să testezi această mască pe partea interioară a brațului, timp de 15 minute, să vezi reacția, dar eu m-am aplicat și este ok. După ce am înlăturat masca cu infuzii de mușețel, am aplicat o cremă hidratantă, de la Anthos, care ați văzut-o în filmulețul precedent când am prezentat machiajul. Acidul succinic se poate folosi pentru toate tipurile de ten, în dependență de scopul nostru care îl dorim. Pentru tenul gras vom aplica masca o dată în săptămână, timp de 6 săptămâni. Pentru tenul uscat, cuperozic, sensibil, o dată la 2 săptămâni, se face acidul succinic care se ia și intern și extern. Se folosește și în cosmetologie. Intern se folosește ca un imunomodulator, un detoxifiant, dar în cosmetologie mai mult este folosit de cosmetologii în industria cosmetică a japonezilor, cei ce care cunosc brandul Yamano, acolo găsiți cosmetice și preparate cu acid succinic. Dar astăzi
Iată, eu mi-am aplicat această mască. În cosmetologie, acidul succinic este considerat ca Q10. Are aceleși efecte ca Q10. Stimulează, regenerează, trezește pielea. Este un anti-aging foarte, foarte puternic. Și deci, dați să vedem cum am pregătit eu această mască. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez, să ne auzim de bine și pe curând să ne vedem și la alte filmulețe. La revedere, cu drag de voi, să aveți o zi frumoasă și un weekend plăcut. Pentru mască avem nevoie de 2 pastile de acid succinic sau acid de chihlimbar. O să le zdrobim în felul următor, de 2 lingurițe. Foarte ușor se zdrobesc, foarte ușor se dizolvă în hidrolat, în lapte, în infuzie de mușețel sau ceai, așa pisat. Aici avem 0,05, dar am luat 2 pastile, va fi 0,1 gram. Și voi dizolva, eu am luat mușețel, infuzie de mușețel. Se dizolvă foarte ușor, foarte repede, chiar și în apă. Și voi adăuga o linguriță de ceai de făină de cartof. Amestecăm bine. Pentru tenul gras puteți să luați argilă. Se primește, iată, așa o masă. Special am luat un vas mai mare să-mi fie comod să amestec.